Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 1. Varianta Omicron a noului coronavirus a devenit totalmente dominantă în țara noastră și 2. Potrivit acestui studiu, este posibil să ne apropiem de vârful valului 5 și în perioada următoare să atingem un platou. Apoi să urmeze o scădere a numărului de cazuri, odată cu, foarte important, atingerea așa numite imunități de turmă în țara noastră. Atât prin vaccinare, cât și prin infectare în masă. L-am sunat pe profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, acum, cumva, noi aveam o... Nu știu, noi, nespecialiștii, avem o altă imagine despre ceea ce înseamnă imunitatea de turmă. Adică ne gândeam că, pur și simplu, dacă suficienți membri ai comunității au căpătat imunitate prin vaccinare sau infectare, pur și simplu nu te mai îmbolnăvești. Adică nu mai pătrunde virusul în comunitate, că nu se mai transmite. Dar uite că știm deja fiecare dintre noi pe cineva sau mai mulți care s-au infectat chiar și de 2-3 ori cu nou coronavirus, în diversele lui variante. Și atunci... Care mai e speranța? Adică ce valoare mai are imunizarea asta în masă dacă oricum te poți reinfecta cu următoarea variantă? Imunitatea de grup nu înseamnă că virusul dispare din comunitate, ci înseamnă că scade probabilitatea de infectare a persoanelor vulnerabile. Respectiv, dacă vă aduceți aminte, înainte de pandemie, în fiecare toamnă noi făceam răceli. Nu gripa, ci răcelile obișnuite. Erau unii care făceau de 5-6 ori într-un sezon rece. E bine, acele răceli erau viroze respiratorii date tot de către coronavirusuri. Noi mai avem încă 6 coronavirusuri care circulă în populația de oameni care sunt endemice. Dar pentru acele tulpini avem imunitate de grup, respectiv ne îmbolnăvim pe rând și infecția e una minoră care putem să o ducem fără să afecteze masiv sănătatea și viețile oamenilor. Ei bine, în situația de acum, dacă în momentul în care atingem imunitatea de grup, înseamnă că acela este momentul în care vom continua să avem infecția prezentă în populație, dar rata de transmitere va fi semnificativ mai mică și ne vom îmbolnăvi pe rând. Dacă de la începutul pandemiei, scopul campaniilor, scopul măsurilor a fost să reducă ritmul de îmbolnăviri, astfel încât sistemul de sănătate să facă față. Rata de mortalitate nu este extrem de mare, adică la 3% sistemul de sănătate se poate descurca atât timp cât nu e 3% din populație în același timp. Uh-huh. Acum v-aș întreba, nu vi se pare că pe undeva autoritățile au lăsat de data asta, fără să spună, virusul să... Adică au favorizat infectarea în masa populației. Practic avem incidențe de 30-40 la mie în diverse localități. Restricțiile nu mai există. Nu vi se pare că e așa un soi de încurajare tacită? Hai să trecem prin asta, că uite, dacă tot avem norocul că e o formă ușoară, măcar să rezolvăm problema imunizării în masă, că cu vaccinarea am dat greș. Acum, încurajarea asta tacită nu înseamnă că există o intenționalitate. Înseamnă că cineva s-a gândit și a zis, ok, hai să luăm măsurile astea ca să atingem imunitatea de grup. Dacă vă aduceți aminte, tot la începutul pandemiei, Marea Britanie zicea, e o infecție virală ca și toate celelalte, lăsăm să treacă prin populație la liber ca să atingem imunitatea de grup. Problema a fost că le-a crescut masiv și rata de mortalitate și implicit a crescut presiunea pe sistemul de sănătate. În România mai degrabă avem de-a face cu lipsă de capacitate și inabilitate de a lua măsurile la timp. Cel mai bun exemplu sunt școlile. Sunt nenumărate exemple din lume în care școlile și-au putut să-și facă activitatea față în față în condiții de siguranță. La noi, Ministerul Educației a dat dovadă de o lipsă de capacitate fenomenală. Deci noi, în niciun moment de față, nu avem testare riguroasă, săptămânală, măcar a tuturor copiilor și cadrelor didactice. Nu avem măști distribuite către tot personalul. De ventilație nu mai discutăm. Deci nu e o intenție de a lăsa virusul să distribuie nestingherit, ci mai degrabă virusul a profitat de faptul că noi nu avem o capacitate administrativă suficient de bună la nivelul administrației centrale și locale ca să putem să ducem această luptă. Momentul în care vom ieși din pandemie va fi momentul pentru o discuție extrem de serioasă legată de ce este în stare să facă administrația locală și centrală într-o situație similară. Dacă ne uităm la țările care au trecut prin infecția SARS în 2002, China, Singapore, Coreea de Sud,
Ele atunci au fost lovite extrem de tare de infecția SARS și au avut foarte mulți morți. Și ulterior și-au pus sistemul de sănătate publică la punct ca urmare a lecțiilor care le-au învățat. Noi acum suntem în momentul în care învățăm lecțiile și realizăm cât de neputincioși suntem din unele puncte de vedere. Domnule profesor, revenind la partea cu testarea în școli, că aveți dreptate în linii mari cu tot ce s-a pregătit Ministerul Educației, dar în ceea ce privește testarea, e o nebuloasă în momentul de față și am auzit la foarte multă lume, chiar și în cazul meu, eu am fost infectat cu varianta asta 9 săptămânile trecute, am avut ceva simptome, m-am testat dimineață și eram negativ, iar după amiază simptomele s-au accentuat, mi-am mai făcut un test și a fost pozitiv. Dar în dimineața zilei respective eu eram negativ. În al doilea rând, am auzit foarte multă lume care a făcut câte 4-5 teste, au ieșit toate negative, deși aveau simptome persoanele respective și în cele din urmă la PCR au ieșit pozitiv. Am auzit și cazuri invers, au ieșit pozitiv la testul rapid și la PCR au ieșit negativ. Plus de asta, virusul nu mai funcționează așa cum funcționa până acum, adică nu mai avem regulile alea, X zile de incubație, unii se pozitivează la 2 zile de la contact, alții la 5, deci ce e de făcut? E adevărat, testele rapide au o rată de eroare mai mare decât testele PCR, dar atunci când avem de face cu o aplicare de sute de mii de teste zilnic, nu face diferență așa de mare, pentru că din punct de vedere statistic prindem suficient de multe cazuri. Okay. Nu e important să prindem toate cazurile, ci să prindem suficient de multe cazuri la fiecare când aruncăm plasa în mare, ca să agățăm din cazurile pozitive, să le scoatem din, să le izolăm. În ce privește felul în care se transmite virusul, a rămas similar. Mai e foarte greu de spus pe baza unor cazuri, am fost expus și după 2 zile am făcut. Păi, poate o persoană a fost expusă și cu 5 zile înainte, dar nu a realizat în momentul respectiv. Problema e una de disciplină. Disciplina de a te proteja îi tinde să fie relativ inconstantă. Adică vine o persoană pe care o cunoști, care ai încredere, care e vaccinată de 3 ori, îți dai jos masca, se întâmplă să te expui sau să te scarpini exact în momentul în care cineva strănută în apropiere și are masca sub nas. Există momente în care poți să fii expus și să nu realizezi acest lucru. Dar în acest context, ce le spuneți celor care ar putea fi tentați să se infecteze intenționat cu Omicron ca să scape odată de grijă, mai ales că e o variantă mai ușoară și hai, domne, să scăpăm de poveste? Știm că e o variantă mai ușoară, în principal, la persoanele vaccinate. Persoanele vaccinate tind să aibă simptome semnificativ mai ușoare decât persoanele nevaccinate. Au fost persoane, avem deja o mulțime de cazuri din lume care s-au infectat în mod intenționat cu tulpina Omicron și unii au murit și alții, pentru că nu ai de unde cum să anticipezi dacă nu faci parte din acel procent mic de persoane sănătoase, sportive, fără alte probleme și care au o problemă la sistemul imunitar și care am avut nenumărate exemple din lume de oameni care au fost tineri, sănătoși, care au murit. Sau, cealaltă variantă e improbabil să anticipezi dacă vei dezvolta un sindrom COVID lung. Sunt multe persoane tinere care au făcut COVID cu simptome foarte ușoare și care au după luni de zile continuă să aibă simptome și, din nefericire, încă la sindromul COVID lung nu avem un tratament clar, nu știm o cauzalitate clară, știm că e prezent, sunt studii care se desfășoară, dar încă nu știm exact în cât timp va dispărea, dacă va dispărea, și atunci nu are sens să te expui la un astfel de risc. Probabilitatea de a dezvolta un sindrom COVID lung, dacă ai făcut infecția după vaccinare, este extrem de mică în comparație cu dacă nu ești vaccinat. Mai avem 30 de secunde. V-aș întreba, credeți că în această primăvară va fi atinsă imunitatea de turmă în România? Imunitatea de masă? Da. Deci părerea mea e că asta este ultima primăvară cu restricții. Suficient de multe persoane vor fi expuse și infectate, plus persoanele vaccinate, ca din luna aprilie, mai categoric, vom reveni la normal, exact la fel ca anul trecut, pentru că vremea caldă, dar chiar și din toamna viitoare, presupunând că nu apare o tulpină nouă care și e fundamental diferită, eu mă îndoiesc că vom mai avea restricții la nivel de societate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.